Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea. Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Și în această întâlnire de astăzi aș dori să reflectăm asupra rugăciunii, asupra acestei lucrări duhovnicești atât de importante din viața spirituală a omului. De fapt, rugăciunea care definește viața spirituală a omului, a creștinului în mod special. Nu există creștinism fără rugăciune, așa cum am afirmat și cum au afirmat părinții noștri într-o credință de-a lungul veacurilor. Astăzi aș dori să vorbim despre gesturile rugăciunii. Sigur, sunt multe gesturi pe care le facem în timpul rugăciunii, pentru că trupul este implicat în rugăciune, deoarece omul este o ființă complexă, este trup și suflet deopotrivă. Rugăciunea, deși este în primul rând o lucrare a minții și a inimii omului, fiindcă persoana omului este psihosomatică, adică deopotrivă trupească și sufletească, această natură a omului se manifestă trupește și sufletește și atunci, bineînțeles că și trupul participă la activitatea sufletului. Mai precis spus, sufletul se exprimă prin trup, prin mijlocirea trupului, prin gesturile trupului. De aceea și rugăciunea are gesturile ei, starea în rugăciune, modul în care ne facem rugăciunile, gesturile pe care le facem în timpul rugăciunii. Vă aduceți aminte că nu de mult, în urmă cu câteva emisiuni, am vorbit despre un gest foarte des întâlnit în rugăciune. Este vorba despre închinare sau semnul crucii. Astăzi aș dori să vorbim despre poziția trupului în rugăciune, mai precis despre starea în picioare în timpul rugăciunii. Aș dori să pornim la drum în reflexia noastră, făcând următoarea observație, că viața spirituală occidentală nu a fost niciodată atât de săracă în gesturi ale rugăciunii. Sigur, lucrul acesta l-au sesizat în primul rând occidentalii, l-au sesizat și îl exprimă în această formulă, că viața spirituală occidentală nu a fost niciodată atât de săracă în gesturi ale rugăciunii, cum din păcate este cazul astăzi. Toate acele gesturi pe care le enumera odată, pe care le conținea odată mistica sacramentală și liturgică a părinților bisericii în Occident, din păcate, cu timpul au fost abandonate. Plecăciunile, întinderile mâinilor, plecarea genunchilor la rugăciune, toate acestea despre care se spune că aduc creștinului care stă în timpul slujbelor în fața lui Dumnezeu smerirea minții și umilința, căldura inimii, curăția trupului, văpaia sufletului și râvna gândului. Fiindcă fără plecăciune, zic părinții noștri, într-o credință, fără prosternări, fără întinderea mâinilor și fără îngenunchieri, slujba fratelui este banală, este rece și goală, ca și rugăciunile făcute în timpul ei. Deci, sesizăm importanța acestor gesturi care susțin smerenia noastră în rugăciune, care susțin rugăciunea noastră, focul rugăciunii și, încă o dată, observația pe care o fac occidentalii, că niciodată viața spirituală occidentală, sigur, aici e vorba despre viața spirituală creștină, nu a fost atât de săracă în gesturi ca și în zilele noastre. Și acum să vedem, sigur, specialiștilor în liturgică le este bine cunoscut faptul că aceste cuvinte pe care le-am rostit ar fi putut proveni și din gândirea patristică occidentală, dar ele de fapt provin din răsăritul ortodox. Ne gândim numai la cele 9 moduri ale rugăciunii ale Sfântului Dominic, de exemplu, din Occident, care în fine arată modul în care occidentalii în vechime se rugau și implicau și trupul în viața de rugăciune. Cât privește acum starea noastră în rugăciune, modul în care trebuie să stăm la rugăciune, primul mod de a sta este de inspirație biblică. Mai precis din Evanghelia Sfântului Luca, din capitolul 22, unde ni se spune: sculați-vă și vă rugați, deci starea în picioare. Oricât de mult ar prețui astăzi, în zilele noastre, vedeți, sportul sau mișcarea, omul modern, constatăm lucrul acesta, a devenit în viața sa spirituală o ființă cât se poate de sedentară. El șade mult, în majoritatea timpului, nu numai la cultul divin comunitar, dar chiar și atunci când meditează, când reflectează, în meditația sa privată. El își petrece cel mai mult timpul meditației, timpul rugăciunii sale, în comoditate și destins, în destindere, șezând pe o perină sau pe un mic taburet, în fotoliu, nu? În general, creându-și zone comode. Sigur, imediat observăm cât de diferită este atitudinea caracteristică rugăciunii omului biblic și a părinților noștri într-o credință. Dacă citim Sfânta Scriptură și dacă citim cărțile duhovnicești ale Sfinților Părinți care se referă la rugăciune, vom sesiza un contrast între starea noastră și starea lor. Nu șederea comodă, ci starea în picioare, mai degrabă încordată, caracterizează rugătorul. Rugătorul stă în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru, precum citim în Psalmul 133, în locul cel sfânt al lui. Fie el, nu, e vorba de fariseul îndreptățindu-se pe sine, fie vameșul care se căiește și de-abia îndrăznește să stea în picioare, amândoi stau în fața lui Dumnezeu, stau în picioare în fața lui Dumnezeu. De aceea, Hristos Domnul cere ca ceva de la sine înțeles ucenicilor săi: sculați-vă și vă rugați. Am zis că acest îndemn, această poruncă chiar a Mântuitorului Hristos se află în Evanghelia Sfântului Luca, în capitolul 22. Deci cere Mântuitorul Hristos ucenicilor: sculați-vă și vă rugați, sau avertizează împotriva etalării la rugăciune în colțurile piețelor, pentru ca să fie văzuți de lume. În textul corespunzător din Evanghelia Sfântului Marcu nu stă scris, cum se citește uneori foarte general, când vă rugați faceți cutare și cutare lucru, ci foarte precis: când stați, adică când stați în picioare la rugăciune și vă rugați. Biserica primară, desigur, a preluat fără ruptură tradiția biblică și apostolică. După masă trebuie să ne putem ridica la rugăciune, potrivit tradiției apostolice a Sfântului Ipolit al Romei. Este vorba despre o scriere pseudoepigrafă din viacul al III-lea. Tradiția apostolică este una dintre documentele importante și prestigioase ale bisericii primare. Este vorba aici de rugăciunea comunitară, desigur, după ospățul legat de celebrarea Euharistiei, adică masa nu trebuie să ne îngreuneze, ci după ce au mâncat creștinii, la care chiar și astăzi creștinii se scoală de la rugăciune în picioare. Nu altceva țineau părinții și respectau marii dascăli ai vieții duhovnicești și în rugăciunea lor personală. Se spune despre Avarsenie bunăoară că în seara sâmbetelor, Pe când se lumina spre duminică, lăsa soarele înapoi a lui și întindea mâinile spre cer, rugându-se până iarăși strălucea soarele în fața lui și apoi ședea. Desigur, cuviosul Arsenie cel Mare, un înalt funcționar la curtea bizantină, înainte de a deveni un sever ascet în pustia Egiptului, era de altfel de părere că pentru un monah ajunge, dacă este un bun luptător, o oră de somn. Deci monahul nu trebuie să doarmă mai mult, asta era părerea lui, decât o oră de somn. În textul pe care l-am citat mai sus, în apoftegma, învățătura pe care am citat-o mai sus despre el, este vorba, așa cum se poate observa, de noaptea dinaintea zilei Domnului, pe care monahii, ca și primii creștini de altfel, obișnuiau să o petreacă în rugăciune, în priveghere, într-o așteptare a celei de-a doua veniri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Starea în picioare la rugăciune însă este o practică generală. Cuviosul Antonie cel Mare învață de la un înger cum scapă un monah de dezgust și scârbă, chiar fără să iasă din izolarea chiliei lui. El lucrează șezând și se ridică la intervale regulate pentru a se ruga stând în picioare. Exemplele se pot înmulți ușor. Unul singur este de ajuns ca să înțelegem această practică, și această credință a părinților din vechime. Iată ce se spune, de exemplu. Odată Avram, ucenicul Avei Sisoie, a fost ispitit de un demon. Citim în Patericul Egiptean: și-a văzut bătrânul că a căzut în păcat, dar sculându-se, a întins mâinile la cer zicând: Dumnezeule, voiești, nu voiești, nu te voi lăsa, de nu-l vei tămădui. Și îndată s-a tămăduit ucenicul. Iată ce frumos! S-a ridicat, deci avem acest exemplu că s-a ridicat în picioare, a stat în picioare în fața lui Dumnezeu și a întins și mâinile spre cer și, într-un fel, printr-o îndrăzneală extraordinară. Sigur, această îndrăzneală vine din faptul că era omul Duhului, că era plin de Duhul lui Dumnezeu. Prin această îndrăzneală, într-un fel, îl silește parcă pe Dumnezeu. Voiești, nu voiești, nu te voi lăsa, de nu-l vei tămădui. Și îndată s-a tămăduit ucenicul din căderea sa. Obiceiul general de a ne scula în picioare la rugăciune nu înseamnă însă că nu putem să ne rugăm decât stând în picioare, bineînțeles. Adeseori vin creștini și la catedrală și la noi, la părinții duhovnici, și mai ales oameni mai în vârstă, oameni care au suferințe, boli trupești, care au neputințe. Și ei întreabă: părinte, pot să-mi fac rugăciunea și în altă stare sau numai în picioare sau în genunchi? Avem învățături, avem pilde că rugăciunea se poate face și în alte stări. Sigur, starea normală, starea naturală este cea în picioare. De ce? Pentru că starea omului este verticalitatea, de a sta pe două picioare, de a privi cerul, nu? Este starea firească a omului. Diferit de starea animalelor care privesc în jos, care privesc spre pământ, spre țărână. Omul are această capacitate de a privi în mod natural, în mod firesc, spre cer și atunci, sigur, și starea lui la rugăciune trebuie să fie în picioare. Dar există exemple, cum am spus, există învățături la Sfinți Părinți că rugăciunea se poate face, de fapt, și în alte stări. Și iată, vă citesc un pasaj scurt dintr-o scriere, dintr-un tratat despre rugăciune a lui Origen. Este tradus acest tratat și în limba română, în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, volumul 7. Zice dânsul: căci în anumite împrejurări este cuvenit să ne rugăm chiar șezând, ca de pildă din cauza unei boli de picioare, care nu poate fi trecută cu vederea, sau șezând din cauza unei febre sau a altor slăbiciuni de acest fel. Altfel, din cauza împrejurărilor, ca atunci când, de exemplu, navigăm sau afacerile nu îngăduie să ne retragem și să facem cuvenita rugăciune, atunci ne putem ruga fără să dăm de înțeles că facem aceasta, adică în orice poziție. Noi trebuie să ne facem rugăciunile, suntem în mulțime, de exemplu, suntem pe tren, suntem pe mașină, suntem pe autobuz, suntem, sigur, Origen de exemplul acesta, că navigăm, adică erau pe mare, erau înconjurați de oameni. Ei trebuiau să se roage, dar fără să arate nimănui, doar în suflet, și atunci asigur că nu ne vom ridica în picioare și nu vom face gesturi exterioare. Aceste excepții de la sine înțelese pentru mintea omenească sănătoasă confirmă însă numai regula generală. Cine vrea să se roage lui Dumnezeu, o face în mod normal, stând în picioare. Nu altfel gândeau povățuitorii vieții duhovnicești, de la care ne-am așteptat să se servească de metode speciale, dar care nu erau general practicate. Singura atitudine corporală pe care a cunoscut-o cuviosul Evagrie Ponticul în faimoasele sale capete despre rugăciune este starea la rugăciune, adică starea în picioare. Toate acele uimitoare lucruri de care monahul, de exemplu, monahul răsăritean se împărtășește la vremea rugăciunii, starea rugăciunii însăși se petrec atunci când el se scoală, zice Evagrie Ponticul, la rugăciune. Efectul acestui lucru se poate urmări până în mistica evagriană a rugăciunii, unde țelul tuturor eforturilor monahului de data aceasta, sigur și a creștinului evlavios, dar în primul rând a monahului, este acela de a face să stea mintea care din firea sa este extrem de mișcătoare. Zice dânsul, citez din Filocalia 1, nu poate cel legat să alerge, nici mintea ce slujește patimilor nu poate vedea locul rugăciunii duhovnicești, căci este trasă și purtată de gândul pătimaș și nu poate avea o stare nemișcată. Aceste gânduri pătimașe destramă dorita starea rugăciunii și îl împiedică astfel pe rugător să se întindă fără să se uite îndărât dincolo de sine până la stăpânul său și să stea de vorbă cu el fără nicio mijlocire. Se pune așadar pe bună dreptate întrebarea, de ce omul biblic, omul credincios se roagă stând în picioare, adică persoanele, drepții, profeții, patriarhii din Sfânta Scriptură a Vechiului Legământ, apoi Sfinții Apostoli, Mântuitorul însuși, nu? De ce și părinții noștri într-o credință se scoală de regulă la rugăciune în picioare? Întrebarea nu este nejustificată, întrucât omul occidental, omul modern, nu mai îngenunchează adesea nici la rugăciune, ba chiar adoptă conștient la rugăciune o atitudine cât mai destinsă și comodă cu putință, în vreme ce un creștin ortodox, de exemplu, atât la cultul divin comunitar, cât și la rugăciunea privată, se roagă de preferință stând în picioare. Sesizăm lucrul acesta. Dacă mergem într-o biserică romano-catolică, vom vedea băncile. În bisericile ortodoxe nu sunt încă bănci, deși tendința deja este să se mulțească scaunele. Încă de timpuriu, părinții au reflectat asupra acestui fapt. Și acum tot din Origen, din aceeași scriere vă citez, din tratatul său despre rugăciune. Nu trebuie, zice dânsul, să ne îndoim că din nenumăratele stări ale trupului nostru la rugăciune, cea cu întinderea mâinilor și ridicarea ochilor este de preferat înaintea tuturor, căci astfel trupul poartă icoana însușirilor care se potrivesc mai bine sufletului la rugăciune. Iată ce frumos zice Origen. Această observație a lui Origen are o semnificație fundamentală, de fapt, și privește toate modurile, toate gesturile rugăciunii, dintre care, sigur, amintește el mai multe. Între însușirile deosebite ale sufletului la vremea rugăciunii, și atitudinea trupului pe care o luăm cu acest prilej, trebuie să existe o corespondență desăvârșită. Ceea ce spune, de fapt, și Tertulian, un alt scriitor bisericesc de limbă latină de data aceasta, din primele veacuri creștine, despre sacramente, despre sfintele taine, despre relația dintre acțiunea trupesc văzută și lucrarea spiritual nevăzută a Harului, se poate extinde și la rugăciune și la legătura dintre ele. Iată, acum citesc din Tertulian. Trupul este spălat pentru ca sufletul să fie eliberat de pete. Aici vorbește despre Sfântul Botez. Trupul este uns cu mir pentru ca sufletul să se sfințească. Trupul este însemnat cu semnul crucii pentru ca sufletul să fie întărit. Ca și acțiunile sacramentale, și modurile și gesturile rugăciunii trebuie să fie pline de sens, adică trupul trebuie să facă vizibil, ca printr-o icoană, ceea ce se petrece în suflet. După înțelegerea Sfintei Scripturi, starea în picioare la rugăciune este expresia trupească pentru profundul respect al creaturii față de măreția sublimă a Creatorului ei, înaintea căruia chiar și îngerii stau în picioare. Fiindcă cel mai mic se ridică întotdeauna în picioare înaintea celui mai mare și rămâne stând în picioare câtă vreme acesta stă în picioare. Astfel Avram stă în picioare înaintea lui Dumnezeu, cât timp acesta vorbește cu el, știind bine că el este doar țărână și cenușă, țărână și pământ. Însă atitudinea exterioară nu exprimă numai trupește atitudinea interioară, ea acționează retroactiv la rândul ei, nemijlocit asupra acesteia, fără osteneala stării în picioare și a celorlalte gesturi ale rugăciunii pe care le-am pomenit când am început emisiunea de astăzi, adică îngenunchierea, închinarea, semnul Sfintei Cruci, nu, întinderea mâinii spre cer și alte gesturi, rugăciunea noastră nu dobândește niciodată incandescența, adică fără acestea necesară, și rămâne banală și rece. Există așadar o relație reciprocă, specifică între starea interioară și atitudinea exterioară. Însușirile deosebite ale sufletului sunt cele care își creează în atitudinea trupească un fel de icoană pe potriva lor, icoană care deci îi premerge în permanență, așa cum spune așadar Origen în același context. Dacă însă există o atare icoană, dacă un gest corespunzător s-a format în decursul vremii și a devenit tradiție, atunci individul, nu, persoana, nu poate renunța la acest gest fără a vătăma însușirile sale interioare. Însă în măsura în care el mai degrabă și-o însușește și o practică cu râvnă, el formează și întărește în sine tocmai această atitudine interioară, care a creat-o din odinioară gestul de rugăciune respectiv. Într-o epocă în care pătrunderea mesajului Sfintei Scripturi în diferitele culturi ale umanității, un proces cu totul firesc în sine, este reclamată cu deosebită pregnanță, semnificația evident supratemporală atribuită acelor aspecte exterioare ale rugăciunii ar trebui să apară unora drept stranie. În mod evident însă părinții nu vedeau aici nicio problemă. Mărturiile ce s-ar putea înmulți ușor provin din epoci diferite și spații culturale de asemenea diferite. Deosebirile de sensibilitate condiționate cultural nu par să aibă vreo semnificație nici pentru părintele, am zis, scriitorul bisericesc Tertulian de limbă latină, dar nici pentru orientali, nici pentru părinții greci, fiindcă Hristos nu mai este nici iudeu, nici elin, nici barbar, nici cit, așa cum afirmă Sfântul Apostol Pavel, fapt prin care toate mărginirile culturale sunt demolate. În caz de conflict, tradiția biblică devine de aceea o neînfricată critică a culturii. Astfel, rigoristul Tertulian nu vrea să accepte obiceiul răspândit și printre creștini de a se așeza după rugăciune. Zice dânsul căci dacă este ireverențios să stai așezat în fața celui pe care îl respecti foarte mult și îl venerezi, sau să stai cu spatele la el, oare nu este cu atât mai mult un sacrilegiu să șezi înaintea lui Dumnezeu celui viu, în fața căruia și îngerii stau în picioare la rugăciune? Sau poate cumva vrem să-i reproșăm lui Dumnezeu că ne-a obosit rugăciunea? Iată ce expresie frumoasă! Pentru creștin, a sta în picioare cu respect înaintea lui Dumnezeu la rugăciune înseamnă că el este conștient de faptul de a avea în persoana lui Dumnezeu un față în față real și de maximă prezență, o persoană. Acesta este, de fapt, sensul profund pentru care ne rugăm în picioare, că stăm față în față cu El. Zice Evagrie Ponticul, dacă stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu atoțitorul, făcătorul și pronăiatorul tuturor, de ce te înfățișezi atât de lipsit de judecată, încât îți uiți de frica lui cea neîntrecută și tremuri de niște țânțari și de niște gândaci? Sau nu l-ai auzit pe cel ce zice, de Domnul Dumnezeul tău să te temi și iarăși de El să te înfricușezi, și tremură toate în fața puterii Lui? Deci iată, starea normală a noastră în rugăciune, starea firească ar fi să stăm în picioare când ne rugăm, că în fața unei persoane, în fața cuiva care este persoană ca și noi, în fața Lui, sigur, în fața unei persoane supreme, și de aceea însăși starea noastră exprimă devoțiunea, adorația noastră față de bunul și înduratul Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și să avem o săptămână bună cu toții.